Senatul a adoptat marți creșterea indemnizațiilor președintelui, miniștrilor, parlamentarilor, primarilor, președinților de consilii județene și locale și majorarea sporurilor funcționarilor publici implicați în procesul legislativ. Dacă alți parlamentari au preferat să treacă decizia sub tăcere, senatorul PNL de Hunedoara și-a asumat decizia. Am votat astăzi în Senat majorarea salariilor primarilor și viceprimarilor cu toate consecințele de creștere pentru angajații din administrație. Eu sunt asumat, nu îmi este frică să-mi susțin primarii, viceprimarii, consilierii locali și cei care muncesc în administrația publică locală. Vom vedea ce o să se întâmple la Camera Deputaților, a scris senatorul pe pagina sa de socializare. Surprinzător, la scurt timp după ce a votat în Senat majorarea indemnizațiilor pentru toți, PSD a dat un comunicat în care anunță că se opune majorării salariilor parlamentarilor, iar actualizarea acestora să se aplice doar aleșilor locali.